punctez de la bun început faptul că numai în domeniul civil Statele Unite investesc anual cam 18 miliarde de dolari. Acest buget este mai mare decât bugetele însumate ale altor state, inclusiv ale Rusiei, ale Chinei, ale Agenției Spațiale Europene. De exemplu, Europa investește în domeniul spațiului cosmic în jur de 5 miliarde de euro în fiecare an. Deci, adăugând la aceasta investițiile în domeniul militar, pentru că Statele Unite au o armată întreagă de santinele cosmice care păzesc Pământul din spațiul cosmic și al căror procent din procentul total de activități militare în spațiul cosmic reprezintă cam 2/3. Deci, în condițiile acestea, Statele Unite și-au creat și o forță spațială proprie. Desigur, tratatele și acordurile internaționale interzic utilizarea militară a spațiului cosmic. Numai că aici se desprind anumite nuanțe. Ce înseamnă utilizare militară? Multe națiuni lansează în spațiul cosmic sateliți cu utilizare duală. Îi folosesc în scopuri civile, dar și în scopuri militare. Aceeași informație care este obținută din spațiul cosmic de către sateliți de înaltă rezoluție poate fi folosită într-un anumit fel de partea militară, în alt fel de partea civilă. Deci toate aceste aspecte sunt puse sub semnul întrebării din punct de vedere al legislației internaționale, dar există portițe de scăpare. Nu numai Statele Unite desfășoară programe militare. Toate națiunile puternice au programe militare în spațiul cosmic, iar argumentul forte este protecția suveranității naționale. Ei bine, dacă alții au și tu nu ai, vin, te investighează, te lovesc, iar tu nu poți să contracarezi. Noi sperăm să nu se dezvolte până la acțiuni active această activitate în spațiul cosmic. Deocamdată este caracterizată prin acțiuni pasive. Comunicații sunt pasive, teledetecție satelitară, observi Pământul, dar nu ataci. Ascultare electronică, asculți tot ce se emite electronic pe Pământ. Americanii au sisteme foarte puternice aici, dar nu numai ei. Nu ataci pe nimeni. Deci utilizezi informații obținute din spațiul cosmic. Meteorologia la fel. Vezi ce se întâmplă pe câmpul de luptă. Poți ataci, nu, vin nori, vine o furtună de nisip, deșert și așa mai departe. Prevezi toate aceste lucruri și le utilizezi într-un sistem complex integrat. Practic, ceea ce este mai important la Statele Unite este că tot acest complex militar este integrat prin intermediul spațiului cosmic. Orice vulnerabilitate în spațiul cosmic duce la perturbații mari în funcționarea precisă a acestui sistem oriunde pe glob.